Începând cu 1 februarie, sumele care se regăseau pe tichetele de masă din hârtie vor fi virate exclusiv pe carduri. Bugetarii vor beneficia și anul acesta de vouchere de vacanță, însă banii vor intra direct pe card. De la 1 februarie anul curent, tichetele de masă, voucherele de vacanță, tichetele cadou, culturale și cele de creșă vor fi acordate salariaților de către angajatori doar în format electronic. Schimbarea despre tichetele de masă pe care toți românii trebuie să o afle a fost decisă în cursul lunii decembrie anului trecut, în cadrul unei ordonanțe de urgență. Drept urmare, tichetele nu mai pot fi emise în formă tipărită, cu excepția celor emise până la data de 31 ianuarie 2022, care rămân valabile până la expirare. Statul ar trebui să fie cumva mai atent cu populația cu venituri mici. Pentru că aceste etichete de masă, în mod normal, ar trebui dedicate celor cu venituri mici, nu celor cu venituri medii și mari. Că n-am făcut nimic. Cu ce ajutăm populația cu adevărat nevoiașă, dacă dăm etichete la cei care au salarii mari? O altă schimbare de care românii trebuie să afle se referă la celebrele etichete cadou. Astfel de etichete pot fi oferite de angajatori doar propriilor salariați și nu altor persoane, așa cum era posibil înainte de intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. Inflație. Când bagă banii, bagă pe piață bani, alți bani, mai mulți bani, ca și tichete de masă, ca și tichetele alea, așa, inflație. Nu sunt bani. Până acum, tichetele cadou puteau fi acordate pe lângă angajați și altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe extinse sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate. Această lege s-a schimbat, iar angajatorii care nu vor respecta noile prevederi riscă amenzi uriașe de până la 35.000 de lei.